Eu aș vrea ca cetățenii să înțeleagă, fiindcă oamenii caută răspuns la multe întrebări și ei încearcă să le găsească inclusiv în acest proces protestatar. Acum să invoc două argumente de bază care încearcă să atragă oamenii în acest proces. Unul e că o majoritate parlamentară a celor 57 este neconstituțională, ilegală. Am spus, nu sunt aici întrebări de constituționalitate, fiindcă fiecare deputat este în drept să decide așa cum el decide. Doi, că a fost încălcată procedura de investire a guvernului. Da, deși cu unele abateri regulamentare, dar aceste abateri nu oferă niciun temei solid constituțional de pune la îndoială constituționalitatea. Votul. Așa și n-am înțeles votul. Care sunt abaterile. Pentru că asta este acolo. Cel trebuie mai să distribuie în comisii, în fracțiuni, să discute, să se pronunțe. Deputatul, până la urmă, votează sau nu. Asta orice e... sunt explicații că cei care n-au vrut nici n-au venit, nici n-au vrut să participe în proces. S-au blocat deci tribuna. Deci au fost 57, da. Dacă vreau să participe, ei ședeau în sală 33 sau câte erau acolo. Deci este următoarea, că după ce avem acești doi factori, noi avem acest sprijin, această înțelegere, țara, Republica Moldova are. Legitimitatea guvernării. Legitimitatea și ne atrage atenția că uitați-vă, încercați să sprijiniți acest guvern, oferiți-i posibilitatea să lucreze în condiții de stabilitate. Eu vreau să reafirm ceea ce au spus colegii. Eu am impresia că și americanii, și Uniunea Europeană, și România, și alții cunosc mai bine, mai în detaliu, problemele cu care se confruntă Republica Moldova pe interior și pe exterior și care ar putea fi problemele pe exterior. Și ei, într-adevăr, s-au convins că noi limbajul diplomatic și delicat nu-l înțelegem, atunci încearcă să vorbească altfel. Este chiar de ochiat. Ridicul atunci când forțe politice pretins democratice, liberale, pro-europene, nu înțeleg limbajul mesajelor care vin din Uniunea Europeană.